că el nu are. Dacă ar putea să ne ajute cineva, Lili. Oare cine crezi că ar putea să ne ajute cine astăzi? Cine ar putea să ne ajute? A, știu! Da! Dan Cruceru, taticul! Dar atenție, da. Bine ai venit, Dan! Atenție! Stai un pic. Puteți să intrați în platou, veniți, vă rog! Pentru că risca să ne spună ce tată bun e el! Noi am vrut și confirmare, am venit și copiii! Bine ați venit, Dan! Gașca, taticul în acțiune, Dan Cristian, Sofia, fiecare dintre ei are câte o preocupare, așa? Bună, copii! Diferența salut, de vârstă e destul de mare. Bine ați venit în platou! Hai, Dani, vină și salut, tu aici! Salut, Sofia! Ia, cum să vezi? Mamă, stai! Că... Super! Ce mă impresionează asta? Treaba asta? Da. Piept în crucer, da? Vreți să vă arăt că și eu știu să merg pe hoverboard? Da, chiar vreau să filmați asta, să facem vizualizări pe YouTube cu Bogdan căzând. Hai, hoverboard. Bogdan. Hai, Bogdan. Fără copii, Bogdan, vezi că în urmă cu câțiva ani a mai căzut cineva de pe o scară. Da. Oh, doamne, da, te ridic. Da, mă, să mă țin de tine, hai, să mă urc, motor. Hai, tu mie, știi că eu te ajut. Eu sunt aici pentru tine. Hai, mă, ajută. Hai, apucă-mă de mână. Nu că mi-e piciorul corect. Hai să te văd. O secundă, gata, avem răbdare cu mine. Sofia, apucă-mă de mână. Sunt aici. Opa. Tu ce vrei? Hai. Uitați-vă aici că se întâmplă ceva și în partea dreaptă. Ce fac? Ce fac? Ați văzut cascadorii? Levitez, controlez această mașinărie, face ce vreau eu. Poate acum. În acest moment. A, cu această telecomandă universală care este aici. Cu mintea, uite, nu cred. Super, am dat mintea copiilor. Știu, vreți auziți? Să mă duc aici să fac așa și să vă las, la să vorbiți. Ok, vă pup, vă mulțumesc mult. Vă pup. Vreți să mă urc și eu pe ăsta? Nu mi-l dai, așa. Nu? Să nu... Vreți să mă urc cu tine aici? Că mă urc, n-am problemă. Da. Așa, gata, l-a luat. Cu jocul ăsta, ideea este foarte simplă. Da. 1. Copiilor nu le trebuie chestii foarte complicate. Poți avea o infinitate de jocuri până la urmă, le cumperi, dar le poți și inventa și un copil se poate distra foarte bine doar cu o simplă cutie pe care o transformi într-o super mașină. Ia să-l trebuie, stai, trebuie Sofia. Sofia, da. Voi vă distrați bine cu tati? Da, da, foarte, da, bine, chiar foarte bine. Da, uite ce joacă aici. Bun, da. Și ce, care e jocul care îți place ție cel mai mult când te joci cu tati? Avem foarte multe. Așa, zi-mi, dar unul măcar. Hai, mă, tu te joci cu coarda, Sofia, yeah. Serios? Da. Te mai joci cu coarda când ai atâtea, da, jucării și atâtea astea? Ia uite. Păi ia, și uite. Ce faci? Avem și săbii. Stați așa că... Sunt inter... Cu lumină? Cu lumină. Asta a rămas fără lumină. Așa, uite, bun. Astea. Mulțumesc. Păi fii atent. De exemplu, cu Dan Cristian, el este foarte competitiv și luptător, așa, foarte războinic. Și avem Angar! Păi și atâta ce pam, faci? Pam, pam, pam. De obicei iau bătaie la vârsta asta, las ușor tati, că poate fi periculos. Ia uitați-vă un pic aici. O să mă descurc, a zis. Bravo! Am citat. Da, atenție. Ia, Sabia, hai, cine ești demonstrezi? Stai să-ți pun microfonul. Cu cine vrei să te bați, Dan? Vino aici. Cine, Dan, ești Cristian? Ia, cu cine, cine vrei? Microfonul, bine. A, vezi? Păi, eu am învățat să-l bărbat puternic, bărbat puternic! M-am vins, gata! Super! Deci, dai. Nu există limită în joacă. Ia să vedem, da? Și pe Sofia. Hai, Sofia, deci să eu vreau să sar cu Ada. Voi ați văzut cum sar eu cu Ada, da? Uitați-vă, da, la Sofia. Bun! Dude! Poți, da, și tu? Știu, vezi? Nu pot așa, coordonarea asta nu. Ok. Ia. Hai să-ți arăt alta. S-ar putea să fie un pic prea mică și cu Ada, de altfel. Băieții în spate s-au luat... Sofia, dă-te un pic, are un buton de off? Are un buton de off ăsta, Nicu? Copiii n-au niciodată buton de off. N-are buton de off? Nu. Da, Cristian, dar cu mine nu vrei să te joci? Hai, hai, jbang! A revenit jbangul lui Lili. Stați așa o secundă. Hai, uite ce joc mai facem, tot cu coarda. Interesant, cu coarda asta e doar o mică paranteză. Te rog, respiră. Eu stau, locuiesc la bloc. Ok. Dacă mă apuc să sar coarda cu aia mică în casă, e rău de tot. Păi de ce? Deci am scăpat odată un ac. Fii atent. Am scăpat odată un ac în casă. Au venit vecinii de la 6, 5 și 4. La un mine acasă. Ac? Așa e, un mă, că tu stai pe... ding, 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 ding. La așa ceva eu n-am nicio șansă. Și ce-ți pasă? Păi cum, ce-mi pasă? Noi avem vecini, că tot la un fel de bloc stăm și noi, care au, când joacă Barcelona, știm foarte clar tot meciul. E serios, da, e așa. Trebuie să existe, știți. Și avea mai puțin copiii oricum adorm destul de devreme, mai ales în perioada în care au școală, da? Și atunci, măcar 15 minute, jumătate de oră, când ajungi acasă, să te conectezi cu ei. Până la urmă, ăsta e scopul jocului. Să te conectezi cu cei mici și să aveți o relație faină. Și nu trebuie. Mare nebunie. Noi am jucat și fotbal. Am dat mobila la o parte, ne-am făcut porti din sticlă
Dă-i cu podba. Hai spargem câte ceva, mami mai urlă la noi, dar e totul absolut. Ia, hai să vedem, copii. Gata, hai că ne jucăm aici. Ce nu mai jucăm cu coada? Vorbește tati, nu latră un câine aici, mai vrei? Da? Uite, a zis că mai vrea. Așa. Dan Cristian? V-am zis, îl provocăm, începe duelul. Ce ne mai jucăm cu coarda? Ai zis că puteți să facem și altceva. Uite, hai să vă mai arăt niște jocuri cu coarda. Ia, care, da, e foarte simplu, da? Așa, da. Ții tu? Da. Dani. Avem varianta clasică de limbo. Hai mai sus sau mai jos, limbo. E foarte simplu. Hai. Sau, vină. Sofie, noi te s-o dăm așa. Da, nu că așa. Limbo. Limbo. Da. Hai să vedem. Limbo. Ia limbo. Hai tu de limbo dance. Hai tu de limbo dance. Tu de limbo dance. Și acum Bogdan. Și acum ce? Și acum Bogdan. Cât de jos poți, Bogdan? Așa. Ce mai era? Ceasul. Ceasul. Cum e cu ceasul? E foarte simplu, ia. Hai, Dani. Cum facem cu ceasul? Atenție. Am plecat, da? Hai, mai facem o dată? Hai, și! Hai, să! Ia uite! 10 lei? Da. Asta e tot ce costă, stai cam și amețit, ăsta e un joc în care ceasul cam amețește. Omul care face ceasul. Și după aia ce mai facem? A, plecăm în curse, călărim, da? Eu devin calul. Tu și tu faci cu greșeala asta să înveți așa ceva? N-ai nu cum. Mai poți să mai scapi. Da, am ajuns să-i vezi când se urcă amândoi în spatele meu și zic: "Fă flotări cu noi." Da, vezi pe asta cât de grea. Dar și eu pot să fac flotări. Am ajuns în punctul în care nu mai merge nicăieri fetița mea decât cu cara așa, știi? Stai puțin că e Di. Hai, Di, căluțule. 15 minute, jumătate de oră, repet, nu vă trebuie chestii scumpe. Puteți doar să vă jucați cu o coardă sau cu o cutie sau cu o pungă. Să vezi cum e chiar cu punga prin casă. Știi pe asta? Nu. Punga de la supermarket, pac, intre copilul în ea și te dai. Așa? Hai la groapa de furnici. Dar dacă tot copiii fac din și tu ești căluțul, trebuie să înveți, mai învăț ceva. Trebuie să faci așa pentru veridicitate. Ia zi. E adevărat, trebuie să pui puțin fălcuțe. Stai un pic, mai prin plan, nu? Hai să vedem. Deci, hai. Arată-mi tu primul. Deci, uite așa, prin deci, plan, da? Copii, să-mi ziceți dacă fac bine, da? Ia, dacă sunt căluțul Bogdan, fiți atenți. E bine? Da. Ia. Și eu? Și tari, hai, tati. Ne umplem cu toții. Deci, zis că... Dan, spune-mi, de zâmbet, de energie pozitivă. Ce zodii sunt? Mama, el e 12 decembrie. Da. Nu mă pricep. La săgetător. Săgetător. Iar Sofia este leu. Sofia e leu, este ca fetița mea. Deci, și ca fiul meu. Vă rog frumos să admirați. Ia, stai. Ia, Sofia. Bravo, s-au stricat la valiere. Shots for fire, s-au dus baterii. Vezi, dragilor, vă mulțumim tare mult. Vă mulțumim tare, tare mult. Uite, hai să facem noi. Vă pupăm. Uite, Dani. Să aveți o vacanță plăcută. Pune-te. Ia, uite-te. Important este că pe voi vă invităm chiar acum la o grădiniță unde